Domnule Cebanu, grea sau ușoară viața partidelor extraparlamentare? În general, viața în politică nu este ușoară, într-o politică adevărată pe care ar trebui să o facă oamenii morali, nu așa cum se întâmplă în Republica Moldova, cel puțin cei de la guvernare nu sunt tocmai politicienii responsabili de care Republica Moldova, un stat aflat în tranziție, ar avea nevoie. Caracterizând guvernarea Alianței pentru Integrare Europeană din ultima jumătate de an, putem conchide faptul că nu a fost una prea prielnică pentru Moldova, dimpotrivă a degradat foarte mult în comparație chiar cu cei 2 ani și jumătate de acum. S-au votat mai multe legi în interes personal și de grup, aici putem menționa și legea privind egalitatea de șanse sau antidiscriminare, în care politicienii din actul guvernamental și-au demonstrat încă o dată lipsa de moralitate, lipsa de bază și valori creștine, așa cum ar trebui să le aibă un politician. Și pentru cine au votat această lege? Au votat-o din interes personal, pentru a se linguși mai mult europenilor și pentru a face business împreună cu europenii. Pentru că ceea ce fac astăzi premierul Filat și ceilalți din arcul guvernamental nu este decât să spele bani, să-și umple buzunarele cu bani europeni și cu bani din bugetul de stat. Adică o astfel de lege nu era necesară pentru Republica Moldova? O astfel de lege, sigur că da, nu era necesară, pentru că în proporție de peste 95% cetățenii Republicii Moldova sunt creștini. Iar acest lucru contravine moralei creștine pe care o au majoritatea cetățenilor. Un alt subiect foarte interesant și important pentru țara noastră este alegerea unui președinte neconstituțional prin metode nelegale, pentru că guvernarea a depășit orice limite constituționale, alegându-l pe domnul Timofti în calitate de președinte. Lipsa de reforme este un alt subiect foarte important, despre care trebuie să pomenim. 3 ani de zile aflați la guvernare, iată, deja cu un președinte ales, chiar fiind nelegal, nu s-au promovat reformele și nu s-au promovat legile pe care le criticau cei din arcul guvernamental atunci când Partidul Comuniștilor se aflau la guvernare. Nici reforma în administrația publică locală, nici descentralizarea administrativă și fiscală, nici reforma în justiție sau procuratură, nici reformele economice, locuri de muncă, salarii mai mari și așa mai departe. Deci vedem că Republica Moldova degradează, iar cei care au de beneficiat de pe urma acestui lucru sunt doar guvernanții, care se gândesc, din păcate, doar la interesele personale și la interesele de grup ale partidelor politice pe care le conduc.